Primarul Laurențiu Batin informează că pot să depună cereri familiile și persoanele singure, ale căror venituri nete lunare per membru de familie sunt mai mici de 750 de lei. Actele necesare pentru obținerea acestui sprijin financiar sunt acte de identitate pentru membrii familiei cu vârsta peste 14 ani, certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani, certificate de căsătorie, de deces, hotărâre judecătorească de divorț, unde e cazul, act de proprietate, de închiriere sau de comodat, carte de identitate, autoturism, motocicletă, adeverință de venit, inclusiv bonurile de masă, cupon pensie, șomaj, alocație, indemnizație, adeverință de la Direcția Generală a Finanțelor Publice pentru veniturile din activitățile independente. Este necesară de asemenea și o adeverință de la instituția de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și bani de liceu. Mai multe informații despre condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea ajutorului de încălzire se pot obține la sediul primăriei.